Lumea tenisului mondial a fost zguduită de anunțul că fostul număr 1 mondial, Simona Halep, a fost suspendată provizoriu din tenis de World Anti-Doping Association din cauza dopajului. Pe 7 octombrie 2022, jucătoarea noastră a fost informată că proba A, prelevată în timpul US Open, conține roxadustat, substanță care este pe lista celor interzise, întocmită de World Doping Agency. Aceasta este prezentă într-un medicament ce se folosește în cazul anemiei și stimulează glandele suprarenale pentru a secreta mai multă eritropoietină, fapt care duce la o creștere a producției de celule roșii, care la rândul lor ajută la o mai bună oxigenare a sângelui. Și proba B a confirmat faptul că Simona Halep are în sânge roxadustat, moment în care ea a fost suspendată provizoriu. La Toronto, cu doar 2 săptămâni înainte, turneul premergător celui de la US Open, jucătoarea noastră se pare că a fost curată. Roxadustat te ajută să te refaci mai repede, îți îmbunătățește performanțele fizice, iar cantitatea prezentă în sânge nu are prag. Asta înseamnă că, indiferent de cantitate, roxadustat te trimite direct pe lista celor dopați. Mai multe amănunte îți oferă Gabriela Andrei, șefa Agenției Antidoping din România. Pe lista interzisă, această substanță nu este substanță cu prag, adică nu este permisă până la o concentrație și interzisă peste concentrația respectivă. Simpla prezență a substanței în proba biologică este considerată dopaj. De aici, cum a intrat în organismul ei, este sarcina ei să demonstreze. Chiar dacă reacția Simonei a fost una în care anunță că se va lupta pentru adevăr și că se simte trădată, Gabriela Andreiașu, șefa Agenției Antidoping din România, are dubii că acest eveniment se va încheia cu bine pentru Simona. A fost educată antidoping, are un staff pe care foarte puțin sportivi și îl permit. Nu există scuza nu am știut, nu există scuza nu am avut resurse să mă interesez și codul mondial antidoping are un principiu al strictei responsabilități. Sportivul e responsabil de ceea ce se găsește în organismul lui. În cazul în care se va dovedi, dincolo de orice dubiu, că Halep s-a dopat, ea riscă o suspendare de la 2 până la 4 ani. În cazul în care își recunoaște greșeala acum, Halep poate fi suspendată doar pentru un an. Pentru ca perioada de suspendare să fie ridicată, Simona trebuie să-și dovedească nevinovăția la Tribunalul de Arbitraj Sportiv. Mai multe voci incriminează colaborarea ei cu antrenorul Patrick Muratoglu, cel care a pregătit-o și pe Serena Williams. Este imperios necesar, adică îți aduci în jurul tău oamenii de încredere, când probabil atunci când i-a schimbat a știut de ce îi schimbă, a știut pe cine aduce în jurul ei, dar nu a adus pe nimeni din medicina sportivă.